Legenda samurailor Spiritul și etica războinicilor japonezi Legenda samurailor este o parte integrală a istoriei și culturii japoneze, marcând o eră în care războinicii curajoși și disciplinați, cunoscuți sub numele de samurai, au jucat un rol crucial în evoluția Japoniei. Această legendă reflectă nu doar abilitățile lor în luptă, ci și principiile etice și spirituale care au ghidat viața lor. În cele ce urmează vom explora aspectele cheie ale legendei samurailor într-un referat concis. Originea samurailor Samurai, samurai au apărut în perioada Heian 794-1185, inițial ca gardieni ai curții imperiale. În timp, au evoluat într-o clasă militară distinctă, cu datorii și responsabilități bine definite. Ei au devenit războinicii care apărau domnitorii locali și au dedicat viața artei războiului și filosofiei Bushido. Filosofia Bushido Bushido, cunoscută și sub numele de Calea Războinicului, este o filosofie etică care a ghidat comportamentul samurailor. Această cale pune accent pe loialitate, onoare, curaj, corectitudine și respect față de alții. Samuraii au fost instruiți să pună datoria deasupra vieții personale și să trăiască cu demnitate și integritate. Arta răboiului și disciplinele samurailor Samurai au excelat în numeroase arte ale războiului, inclusive călăre, KYD, arcașie și iaid, arta de a desena și folosirea sabia. Prin aceste practici, samurai și-au dezvoltat abilități tehnice, dar și stăpânirea de sine și disciplina necesară în luptă. Războaie la care au participat samurai. Samurai, guerierii japonezii tradiționale, au fost implicați în diverse războaie și conflicte care au marcat Japonia. În perioada Heian 794-1185, acești războinici serveau drept gardieni ai curții imperiale, dar cu trecerea timpului și-au consolidat statutul ca clasă militară distintă. Unul dintre primele conflicte notabile a fost războiul Genpei, 1180-1185, care a pus față în față a două clanuri rivale, Taira și Minamoto. În această confruntare, samurai au jucat un rol esențial în conflicte precum bătălia de la Danoura din 1185. În perioada medievală, în timpul erei Sengoku, 1467-1603, Japonia a fost zguduită de conflicte frecvente între clanuri pentru putere și teritoriu. Samurai au fost implicați în războaiele Nin 1467-1477 și războiul JKY 1221, unde s-au confruntat cu sectele budiste rivale. Cu timpul în perioada EDO, 1603-1868, războaile au scăzut în intensitate, samurai și au concentrat activitățile mai mult pe dezvoltarea artelor și culturii. Cu toate acestea, pe măsură ce Japonia a intrat în modernizare în era meiji. 1868-1912, samuraii au fost implicați în tranziția țării către o societate modernă, iar sistemul feudal a fost desfințat. Codul de onoare. Unul dintre aspectele distinctive ale samurailor a fost codul lor de onoare. Samurai și-au asumat responsabilități imense față de stăpânii lor și au fost gata să-și sacrifice viețile în numele onoarei și al datoriei. Se spune că samurai preferau moartea onorabilă, sepucu, în locul umilinței sau trădării. Declinul samurailor. Odată cu modernizarea Japoniei în era Meiji, 1868-1912, rolul samurailor a început să se estompeze. Abolirea claselor sociale tradiționale a redus influența lor, iar adoptarea armelor de foc a schimbat natura războiului. Samurai au devenit în cele din urmă o clasă de oameni de știință, artiști și administratori. Moștenirea samurailor în cultura modernă. Cu toate că samurai au dispărut ca clasă distintă, moștenirea lor persistă în cultura modernă japoneză. Filmele, cărțile și alte forme de artă au continuat să prezinte și să celebreze figura eroică a samurailor. Valorile lor etice și spiritul războinic sunt adesea admirate și preluate în contextul contemporan. Concluzie Legenda samurailor rămâne un capitol fascinant în istoria și cultura Japoniei. Spiritul lor curajos, principiile etice înalte și abilitățile lor remarcabile în artele războiului continuă să inspire și să fascineze oamenii din întreaga lume. Chiar dacă nu mai există în forma lor tradițională, samurai trăiesc în continuare în conștiința colectivă, reprezentând un ideal de onoare și loialitate.